Binecuvântat să fie Domnul! Iubiți frați și surori, vă invit să ne ridicăm. Vom deschide Cuvântul lui Dumnezeu pentru dimineața aceasta. La pagina 1161 vom citi două versete din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de la versetul 17 și versetul 18. Rugați-vă neîncetat! Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Amin. Vă invit să ocupați locurile. În dimineața aceasta aș dori să aduc înaintea dumneavoastră un cuvânt pe care mărturisesc că mi-a dat ghes, așa cum spunem noi. M-am gândit la un alt mesaj și chiar am pregătit un alt mesaj. Însă cred că Duhul Dumnezeu m-a călăuzit în direcția aceasta și mi-a pus pe inimă mesajul acesta și chiar mi-am schimbat mesajul și în această dimineață, gândindu-mă la aproape toate lucrările care au venit în ultima vreme în mijlocul bisericii noastre, descoperite prin Duhul Sfânt, cam aproape la toate, cuvântul lui Dumnezeu ne îndemna la mulțumire. Cred că Dumnezeu, uitându-se la noi, la biserica noastră, la toate binecuvântările și la toate binefacerile care le-a făcut ca și biserică, ca și familii din biserica aceasta, cred că suntem corigenți la capitolul acesta al mulțumirii. Cred din toată inima că Dumnezeu se așteaptă ca din inimile noastre, din gurile noastre, să aducem mai multă mulțumire înaintea Lui. Voi ce credeți? Mulțumim, în această dimineață ne-am bucurat și am mulțumit Domnului pentru fratele Doru Crețu care este în mijlocul nostru. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Mulțumim pentru toate biruințele pe care le-a dat Dumnezeu bisericii din locul acesta. Mulțumim lui Dumnezeu că Dumnezeu lucrează, că Dumnezeu încă scoate oameni la mântuire, că Dumnezeu încă mântuiește, că Dumnezeu iartă, că Dumnezeu... atâtea lucruri pe care le face Dumnezeu în mijlocul nostru și m-am uitat la rugăciunile noastre de mulțumire sunt destul de slăbuțe. Ca să nu mai vorbesc, cât peste săptămână mulțumim lui Dumnezeu? Nu știu, fiecare dintre noi știe cât mulțumește lui Dumnezeu sau cât cârtește împotriva lui Dumnezeu. Să știți că mulțumirea ne ține în starea aceea după voia lui Dumnezeu. Am citit în această dimineață din versetul acesta în care spune că să mulțumim lui Dumnezeu, că asta e voia lui Dumnezeu. Când ești un om care mulțumești lui Dumnezeu, rămâi în voia lui Dumnezeu. În momentul când nu mulțumești, ieși din voia lui Dumnezeu și ne întrebăm de multe ori, de ce nu sunt în voia lui Dumnezeu? De ce nu lucrează? De ce? Și atâtea de ce? Să știți că toate lucrurile pornesc de la fi mulțumit sau a fi nemulțumit, care vom vedea, sunt alegeri pe care noi le facem în viața noastră. Să știți că nemulțumirea este un păcat. Este un păcat, așa mi-am intitulat și mesajul din dimineața acestei zile, păcatul nemulțumirii, este un păcat puternic manifestat al zilelor din urmă. N-am văzut oameni puși deoparte, să spunem, pentru ce știu eu, că-s iubitor de sine, de bani, n-am văzut oameni puși deoparte pentru că-s lăudăroși, n-am văzut oameni puși deoparte sau luate măsuri disciplinare că sunt nemulțumitori. Noi avem alte păcate care spunem noi că sunt grave. Cu toate acestea, aș vrea să rog frații să afișeze versetul de la 2 Timotei, capitolul 3, începând cu versetul 1 până la versetul 5. Vom citi și vom vedea unde este categorisit acest păcat al nemulțumirii. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, cleveditori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Spune Scriptura că zilele din urmă vor fi zile grele. Noi, de câte ori ne gândim la zile grele, ne gândim întotdeauna la ce? La
prigoană, nu? Și ne este frică de lucrul acesta. Și considerăm că dacă va veni astăzi sau mâine o prigoană peste biserică, pentru noi încep zilele grele. Așa e sau nu e așa? Cei mai mulți dintre noi, și eu, când vorbește Duhul Sfânt sau vine Duhul Sfânt și spune că vin vremuri grele, vin necazuri, totdeauna ne gândim la prigoană. Ne este frică pentru viața noastră, pentru familia noastră. Scriptura spune altceva. Spune că vremurile grele sunt acelea când lumea intră în biserică. Vedeți voi ceva scris despre prigoană în versetele acestea pe care le-am citit? Ați mai găsit undeva scris în Scriptură că Dumnezeu vorbește despre zile grele și vorbește despre prigoană? Da, eu nu neg. Prigoana este o greutate pentru biserică când vine, este un necaz. Nu putem să negăm lucrul acesta și spune că dacă vine prigoana nu-i ceva, e un necaz. Dar cel mai mare necaz, din punct de vedere al lui Dumnezeu, știți care este? Când în biserică intră lumea. Asta e cel mai mare necaz. E greu să mor ca martir, dar nu-i tot una să mor ca martir cu Dumnezeu în inimă sau să ajungi să mori de o moarte bună și să mori cu lumea în inimă. Și să știi, să ajungi după o viață de pocăință, 40, 50 de ani, 60 de ani, pe patul morții și să nu știi dacă ești mântuit sau nu. Să ai dubii, să-ți fie frică. Asta e cea mai mare tragedie. Să crezi, spune Scriptura, având doar o formă de evlavie. Da, avem o formă de evlavie. Venim la biserică, ne închinăm, avem Biblia, citim. Avem o formă de evlavie, dăruim, dar e o formă. Scriptura spune că atunci când lumea, când caracterul acesta al lumii intră în viața noastră, când toate aceste păcate așezate în mod sistematic în versetele acestea intră în biserică, intră în viața mea, asta e cea mai grea perioadă pentru biserică și pentru un creștin. Și în lista aceasta de păcate, uitați că este nemulțumirea. Eu nu știu dacă a fost vreo perioadă în istoria omenirii când oamenii au fost mai binecuvântați ca noi. Voi credeți că au fost o perioadă mai binecuvântată de punct de vedere material, vorbesc, ca noi? Nu. Nici părinții noștri, nici bunicii noștri, nici poate, ce știu eu, alte generații care au fost înaintea noastră, n-au fost mai binecuvântate din punct de vedere material ca noi. Da, este adevărat, poate am venit în țara aceasta ca străini, am locuit în locul acesta, dar cu atâtea binecuvântări materiale, atâtea facilități, atât confort, atât de mult ne-a binecuvântat Dumnezeu din toate punctele de vedere, și cu toate acestea, suntem o generație tot mai nemulțumită. Atât de rar întâlnești oamenii mulțumitori. Uitați-vă la Apostolul Pavel. Omul acesta a fost un om, a trăit ca martir. Dacă vă uitați, bătut, din cetate în cetate, a fost prigonit, a fost în pușcărie, a trăit o viață, am putea să spunem, de chin dacă ar fi după noi. Și cu toate acestea, spune Scriptura, că a fost, spunea el, m-am deprins. Și peste tot, m-am uitat în Scriptură, n-am numărat de câte ori Apostolul Pavel mulțumește lui Dumnezeu, dar nu cred că este Evanghelie în care Apostolul Pavel nu mulțumește lui Dumnezeu. Pentru frați, pentru biserică, pentru mântuire. M-am uitat la noi. Eu aș vrea să te întreb în săptămâna aceasta, numără de luni și până astăzi, de câte ori ai mulțumit lui Dumnezeu pentru viața care ți-o dată. Fii sincer cu tine. De câte ori ai mulțumit lui Dumnezeu în săptămâna aceasta pentru sănătatea care a dat-o Dumnezeu în trup? De câte ori ai mulțumit lui Dumnezeu pentru biserica aceasta? Pentru familia care ți-a dat-o Dumnezeu? De câte ori ai mulțumit lui Dumnezeu? Spuneam că păcatul acesta al nemulțumirii este un păcat puternic manifestat al zilelor din urmă. Să știți că Scriptura spune că soarta celor nemulțumiți va fi iadul. Cerul este un loc al mulțumirii și vom vedea
că acolo toți care sunt în prezența lui Dumnezeu aduc mulțumiri înaintea lui Dumnezeu. Vom vedea lucrul acesta, este descris în Apocalipsa, în detailat lucrul acesta. Nemulțumirea este un păcat pentru că este starea oamenilor fără de Dumnezeu. Oamenii care nu l-au pe Dumnezeu, este normal să trăiască într-o stare de nemulțumire. Oamenii care, sau creștinii care îl au ca tată pe Dumnezeu, este absolut inadmisibil să trăiască într-o stare de nemulțumire. Eu am copii, voi, mulți dintre voi aveți copii. Câți dintre copiii voștri au venit săptămâna aceasta și v-au întrebat dacă ai bani să le cumperi pâine, lapte sau să le pui pe masă mâncare? O venit vreo unul? Vorbesc și de cei mai mari, ca să nu mai vorbesc de cei mai micuți. O venit vreo unul și a spus, tata, s-a golit frigiderul, s-a golit, ce știu eu, de baraua. Ai bani să cumperi pentru mâine mâncare? O întreba vreo unul? Nu. Pentru că el știe că are un tată, nu? Știe că tata este responsabil să aducă în casă pâine. Dar dacă este orfan, voi ce ați spune? Dacă un copil e orfan, e normal să se îngrijoreze ce are să mănânce mâine sau nu? E normal, nu? Scriptura spune că noi îl avem pe Dumnezeu ca tată, noi suntem copiii lui, nu? Oare nu credeți că Dumnezeu știe că noi avem nevoie de toate aceste lucruri? Este inadmisibil pentru un creștin să trăiască în stare de nemulțumire, stare de îngrijorare, stare de frică. Când noi îl avem pe Dumnezeu ca tată, când El poartă de grijă, spune Scriptura, la pasărea cerului care zboară. El poartă de grijă, spune Scriptura, și la firul de iarbă care crește. Vorbeam în dimineața aceasta cu candidații la botez și spuneam că firicelul, cel mai mic firicel de iarbă care crește, nu crește fără Duhul lui Dumnezeu. Acolo e viață și este nevoie ca cineva să întrețină viața aceea. Și asta o face cine? Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Nici o frunză nu se desprinde de pe ramura unui copac. E toamnă, cad frunzele. Nici una nu cade fără voia lui Dumnezeu. Și cât timp este viață în el, el nu cade de pe ramură. Dar în momentul când pleacă viața din frunza respectivă, se desprinde și cade la pământ. Oare noi care suntem copiii lui Dumnezeu, de ce trăim în nemulțumire? Ce ne lipsește nouă? Nemulțumirea este un păcat pentru că ea contestează prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Nu numai că o contestează, dar îl și consideră pe Dumnezeu incapace să ne poarte de grijă. Eu când sunt nemulțumit împotriva lui Dumnezeu, eu nu sunt de acord cu planul lui Dumnezeu pentru viața mea. Și eu spun, Doamne, nu sunt de acord. Agenda mea nu se potrivește cu agenda ta. Eu am o altă agendă. Eu nu cred că tu ești capabil să-mi porți de grijă și eu nu sunt de acord cu planurile tale. Și eu sunt nemulțumit pentru aceasta. Nu sunt de acord cu tine. Ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu care este atot știutor, El care a creat lucrurile, El este înțeleptul înțelepților, a creat toate lucrurile după bunul plac și a creat toate lucrurile frumoase. Eu când vin înaintea lui Dumnezeu și încep să fac tot felul de lucruri, nu vreau să intru în detalii, dar eu când încep să-mi schimb aspectul, mă schimonosesc, fac anumite lucruri, eu care sunt creat de mâna lui Dumnezeu, știi ce-i spun lui Dumnezeu? Cam ce-i spun eu prin lucrul acesta lui Dumnezeu? N-ai știut. Eu știu mai bine. Doamne, sunt nemulțumit cum arăt. Asta e. Sunt nemulțumit cum arăt. Tu nu m-ai făcut, nu m-ai creat cum trebuie. Eu știu cum ar trebui să arăt. Și spunea David în Psalmul 139, spune că sunt o făptură minunată și ce bine vede? Cine? Sufletul meu lucrul acesta. Dar dacă sufletul întristat, sufletul nu într-o relație bună cu Dumnezeu, cum vrei să vadă lucrul acesta? Noi vedem cu ochii și Biblia spune că noi ar trebui să vedem cu sufletul. Nemulțumirea este un păcat pentru că este un reproș la adresa lui Dumnezeu. Nu-mi place cum gestionează El viața mea. Nu-mi place cum arăt, nu-mi place cum decurg lucrurile în viața mea. Nemulțumirea este un păcat pentru că
mă scoate din voia lui Dumnezeu. Mă scoate din voia lui Dumnezeu. Și Biblia spune că cei care nu sunt în voia lui Dumnezeu, cei care trăiesc în astfel de stare, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Frați și surori, toți oamenii Scripturii, m-am uitat, au fost oameni ai mulțumirii. Și mulțumirea în Biblie întotdeauna a fost dată ca o poruncă, nu ca o opțiune. Este un imperativ. Aduceți jertfă de mulțumire, spunea Dumnezeu poporului Israel. Și când aduci mulțumire, aduci și lauda cu ea. Și spunea să aduci o jertfă fără cusur. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, a fost un om al mulțumirii. Spune Scriptura în 3 sau chiar în 4 ocazii că Domnul Iisus Hristos a mulțumit lui Dumnezeu când a mulțit pâinile. La învierea lui Lazar, când a instituit cina Domnului, spune Scriptura că a luat un pahar și a mulțumit lui Dumnezeu și apoi a spus, luați, mâncați, beți toți din trânsul. Nemulțumirea este un păcat, pe când mulțumirea este voia, este starea aceea prin care noi trebuie să trăim înaintea lui Dumnezeu. Este starea aceea prin care noi îl onorăm pe Dumnezeu, în care spunem, eu sunt de acord cu tot ce ai pregătit tu pentru viața mea. Eu sunt de acord cu tine, Doamne. Agenda mea se potrivește cu agenda ta. Și atunci intrăm în starea aceasta de mulțumire și asta e voia plăcută, voia pe care îi place lui Dumnezeu. Sunt niște repercursiuni pe care le are păcatul acesta al nemulțumirii. Vreau doar să le amintesc. Nu cred că le voi detaila foarte larg, dar vreau să amintesc câteva repercursiuni, câteva care sunt lăsate în Sfânta Scriptură, să vedeți ce tragedie poate produce nemulțumirea în viața noastră. Noi poate spunem, dar ce e așa din noi? Care e problema? Pot și eu să bombonez din când în când, mai spun și eu, mai... Frați și surori, când intrăm în starea aceasta, veți vedea că ea are repercursiuni asupra vieții mele, asupra sănătății mele, asupra familiei mele, asupra bisericii în care facem parte, asupra relației mele cu Dumnezeu și apoi asupra veșniciei. Mulțumirea sau nemulțumirea? Prima repercursiune aduce răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Spune Scriptura despre Satan că el a fost creat ce? A fost creat un înger. El a fost cel mai frumos dintre îngeri. Spune Scriptura, rog frate să afișeze versetele din Isaia, capitolul 14, versetul 14. Vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Satana, cel care ne ispitește, vrăjmașul sufletelor noastre, el a fost creat de Dumnezeu și el la început n-a fost așa. Spune Scriptura că el nu s-a mulțumit, chiar de la versetul 13. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu și ce s-a întâmplat în inima acestui înger, acestui care a fost creat de Dumnezeu. Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, mă voi ridica, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miezii nopții. Versetul 14 spune, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Dumnezeu l-a creat cel mai frumos dintre îngeri. Dumnezeu i-a dat o poziție acolo și a spus, nu sunt mulțumit cu asta. Eu nu sunt mulțumit cu asta. Eu vreau să fiu ca Dumnezeu, eu vreau să mă ridic ca Dumnezeu. Și spune Scriptura, dacă veți citi Ezechiel, dacă veți citi și versetele din Isaia, spune că Dumnezeu l-a aruncat în locuința morților, din cauza că n-a fost mulțumit cu starea care i-a dat-o. Poporul Israel s-a amintit în această dimineață despre poporul acesta care Dumnezeu l-a scos din țara Egiptului. Un popor care era rob acolo, un popor care n-avea dreptul să aibă copii, un popor care n-avea dreptul să își facă programul de zi, de lucru, erau rob. Un popor care n-aveau dreptul să aibă o familie normală, un popor care n-aveau niciun drept și animalele aveau mai mult drept decât ei. Până și animalele aveau timpul de odihnă, aveau hrana care era dată. Poporul acesta, evreii, egiptenii, le-au luat toate drepturile. Și spune Scriptura că într-o zi Dumnezeu s-a întors spre poporul Israel și l-a scos din Egipt cu mână puternică. Și în momentul când Dumnezeu îi ducea spre Canaan, ei nu s-au rugat pentru Canaan, nu s-au rugat pentru izbăvire, nu s-au rugat pentru tot ce le-a promis Dumnezeu. Poporul acesta în timpul călătoriei, spune Scriptura, că a venit, spune Numeri, capitolul 1, spune cuvântul lui Dumnezeu, în Numeri, capitolul 11, versetul 5 și 32-33, spune cuvântul lui Dumnezeu că au început să cârtească împotriva lui Dumnezeu și au spus, ne aducem aminte de ce?
de pește care mâncam în Egipt, care nu ne costau nimic, de castraveți, de pepeni, de praj, de ceapă, de usturoi. Și spune că au început să cârtească împotriva lui Dumnezeu și spune, ni s-a uscat sufletul. Nu mai este nimic, ochii noștri nu văd decât mana aceasta. Era mana care venea din cer. Era mana care Dumnezeu a pregătit-o. Eu cred că nici cel mai bun bucătar din lumea aceasta n-ar putea vreodată să pregătească o pâine sau mana aceea pe care Dumnezeu a trimis-o din cer, slăvit să-i fie numele. Și poporul acesta spune că mai bine copiii noștri să-i vedem aruncați în Nil, mai bine să vedem copiii noștri, noi noștri născuți, aruncați în Nil, morți, mai bine să n-avem niciun drept, dar să avem pește, să avem praj, să avem... Și vin și spun ei, dar Dumnezeu s-a uscat sufletul de mana aceasta. Dumnezeu le dă prepeliță și în momentul când au început să mănânce carne, spune că mânia lui Dumnezeu s-a aprins împotriva lor. Și în urma acestor cârtiri, spune Scriptura, că au pierit în pustie. N-au făcut păcate grave, dar din cauza că au fost nemulțumiți, din cauza că au cârtit împotriva lui Dumnezeu, spunea fratele Ștefan la timpul de rugăciune că cârtirea e soră cu nemulțumirea. Vine cârtirea și apoi vine și nemulțumirea. Și când trăiești în starea aceasta de nemulțumire, mânia lui Dumnezeu vine peste tine. Mânia lui Dumnezeu vine peste mine când eu aleg să trăiesc în starea aceasta. Aduce tensiuni în familie. Amintiți-vă de frații lui Iosif, ce s-a întâmplat când Dumnezeu i-a dat visele acelea, ce s-a întâmplat cu el. Au ajuns până la crimă, au vrut să-l omoare, apoi l-au vândut. Aduceți-vă aminte de fiul risipitor, spuneam că nu vreau să detailez prea mult, doar vreau să amintesc lucrurile acestea. Tensiuni în familie, aduceți-vă aminte de fiul risipitor. Trăia atât de bine lângă tatăl, nu ducea lipsă de nimic. Până într-o zi când el a spus rutina, obișnuința de la ferma lui tata, obișnuința din familie, rutina din familie. Fraților, dacă ne obișnuim cu partenerul de viață, ne obișnuim cu familia, ne obișnuim cu, și spunem, rutină, nu facem altceva decât ca fiul risipitor. Spune Scriptura că a ieșit din familie și a luat totul și a plecat într-o țară străină. O, cât nu fac ca fiul risipitor. Își lasă familia și pleacă pentru că e o rutină, e plictiseală acasă, e plictiseală. Caută ceva nou și nu știm să mulțumim lui Dumnezeu. Ori bine ar fi, frați și surori, când eu stau înaintea lui Dumnezeu și mulțumesc pentru familia care mi-a dat-o Dumnezeu, nu fac altceva decât să-mi reînnoiesc legământul, nu fac altceva decât să stau înaintea lui Dumnezeu și să caut lucrurile bune, să caut, să văd binecuvântarea care mi-a dat-o Dumnezeu în familia care mi-a așezat-o. Mulțumim lui Dumnezeu noi pentru familiile care Dumnezeu mi le-a dat? Dumnezeu să ne binecuvinteze! Bine ar fi să ne facem un obicei înaintea lui Dumnezeu, să mulțumim pentru soția care ne-a dat-o Domnul, să mulțumim pentru soțul care ne-a dat Domnul, pentru copiii pe care ne-a dat Domnul. Poate vei spune, copiii mei sunt mai obraznici, dar ia-i, binecuvintează-L pe Dumnezeu. Poate vei spune, copiii mei poate au o problemă, dar mulțumește-i lui Dumnezeu că sunt casa lui Dumnezeu. Pe pământul acesta este adevărat, purtăm infirmități poate, poate un cărcior cu rotile, poate anumite infirmități care sunt și greu, dar... Gândește-te la lucrul acesta, vor fi în împărăția lui Dumnezeu și acolo nu va fi nici boală, nici lacrimă, nici chin. Acolo va fi bucurie și fericire și copiii de aici vor fi cu tine împreună, binecuvântat să fie în numele Domnului. Mulțumește lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, mulțumește pentru copiii pe care ți-o dat Domnul. Mă gândeam că sistemul acesta lumesc, ca să nu spun satanic, în societatea aceasta care trăim, ne-a învățat și ne învață că dacă vrei să obții ceva, trebuie să te arăți cum? Nemulțumit. Dacă vrei să ai o mărire de salariu, ce trebuie să faci? Mergi la șeful și îi spui, mulțumesc pentru fabrica aceasta, pentru salariu, pentru locul de muncă, așa facem noi? Sau așa ne învață societatea? Dacă vrei o mărire de salariu, ce trebuie să faci? Să începi să... bombănești, nu-i bine, salariul mic. Dacă vrei să cumperi o mașină uzată și vrei să tragi la preț, ce începem noi să facem? Să scoatem în evidență ce? Defect. Și începem. Cu tare, cu toare. Dar dacă e mașina, ai defecte, la ce o cumperi? Dacă vezi numai defecte, la ce o cumperi? O cumperi că e stricată sau o cumperi că e bună?
Dar sistemul acesta satanic, lumesc, ne-a învățat că dacă vrei să obții ceva, întotdeauna scoate în evidență defectele. Arată-ți nemulțumirea. Vrei să obții ceva în familie, șantajează-ți soția, arată-i defectele. Vrei să obții ceva de la soț, arată-i că nu-i bun de nimic. Vrei să obții ceva de la copii, șantajează-i, spune că nu-ți bun de nimic. Spune că cu tare, noi știm, nu? Noi știm, cu tare de 10, cu tare băia pocăi, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, și așa facem. Asta ne învață societatea, asta ne învață lumea aceasta în care trăim. Cuvântul lui Dumnezeu spune altceva. Noi trebuie să fim cum? Plini de dragoste. Hristos n-a obținut nimic prin șantaj. Hristos a obținut totul prin dragoste, binecuvântat să-i fie numele. Asta ar trebui să fie în familiile noastre. Dumnezeu să ne lumineze mintea. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Că ne-am obișnuit și ne-am deprins atât de bine în lucrurile acestea. Și apar tensiuni în familie, apar probleme din cauza că nu facem altceva decât să ne scoatem în evidență defectele. Nu facem să ne scoatem în evidență decât tot ce e rău. Și apoi avem pretenția ca Dumnezeu să binecuvinteze, avem pretenția să ducem o viață după voia lui Dumnezeu. O viață în care Dumnezeu să ne binecuvinteze. Frați și surori, tensiunile apar în familie tocmai din lucrul acesta. Nu știm să mulțumim lui Dumnezeu. Nu știm să căutăm lucrurile bune. Ne folosim de sistemul lumesc pentru a obține anumite lucruri. Și asta e rău înaintea lui Dumnezeu. Asta e foarte rău. Apoi aduce tensiuni în biserică. Diotref, spune cuvântul lui Dumnezeu în 3 Ioan, capitolul 1, de la versetul 8 până la versetul 10, spune că îi plăcea întâietatea la omul ăsta și nu se mulțumea doar cu vorbe rele și îi denigra pe alții. Spune cuvântul lui Dumnezeu că făcea mult rău bisericii pentru că el era nemulțumit, el vrea locul din față, el vrea întâietatea. Ca și cum noi decidem cine trebuie să stea în anumite locuri. Spune cuvântul lui Dumnezeu, spune că atunci când Duhul Sfânt dă daruri, spune 1 Corinteni, capitolul 12, versetul, de la versetul 8 la 11, rog frații să afișeze versetul acesta. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh. Altuia despre credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea Duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Atenție la versetul acesta. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum? Voiește. Cum voiește El, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și asta ar trebui să înțelegem mulți dintre noi. Dacă Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu îți dă un dar și îți dă darul, ce știu eu, ajutorărilor, stai acolo unde a pus Dumnezeu. Dacă nu stai acolo, crezi tensiuni, probleme în biserică, apar tot felul de discrepanțe. De ce credeți voi că sunt atâtea biserici în vremurile noastre câte n-au fost, cred că, în toate cele 20 de secole de la înălțarea Domnului Iisus Hristos? Atâtea denominații, atâtea nume, atâtea biserici, bisericuțe, de ce? Voi de ce credeți că se întâmplă lucrurile acestea? Din cauza nemulțumirii. Mă, nu-mi place în biserică. Nu-mi place cel care conduce. Fără să înțelegem că spune Scriptura că Duhul Sfânt face aceste lucruri, că El dă darul cum voiește, slăvit să fie numele Domnului. Că dacă ar fi cum credem noi, după pilele noastre, după înțelepciunea noastră, ar fi un haos total. Ar fi o corupție tremendă. Ar fi ceva care ne-ar speria. Dar dacă aici coboară încă Duhul Sfânt, dacă aici încă oamenii se pocăiesc, dacă aici încă coboară Sfințenia lui Dumnezeu, este că Duhul lui Dumnezeu lucrează. Este că Duhul lui Dumnezeu dă daruri după cum voiește, slăvit să fie numele Domnului. Și când nu se va mai întâmpla lucrul acesta, slava lui Dumnezeu nu va mai coborî în locul acesta. De aceea e atât de important să fim mulțumitori în biserică cu darul pe care Dumnezeu ne l-a dat, slăvit să fie numele Lui. Să fim atenți, să nu dorim locul altuia,
Să nu râvnim. Dacă Dumnezeu nu ți-a dat, mulțumește cu darul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Spuneam că nemulțumirea aduce tensiune în relația noastră cu Dumnezeu, în familie. Aduce tensiune în biserică, aduce tulburare în suflet și boală. Proverbe 12, versetul 25, vreau să citim versetul acesta. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Și versetul Proverbe 17, versetul 22. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mânit usucă oasele. Psihosomatica este știința care studiază impactul care l-au gândurile noastre asupra corpului. Și oamenii de știință, după atâția mii de ani și atâtea cercetări, și-au dat seama că ceea ce e scris în Proverbe este adevărat. Și-au dat seama că o inimă sau o minte care trăiește mereu în nemulțumire slăbește, distruge sistemul imunitar. Apar boli ca diabetul, cancerul, apare boli precum gastrita și toate aceste boli cronice apar pentru că, spun oamenii de știință, nu fac altceva decât să confirme ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că sufletul respectiv, omul respectiv, trăiește într-o tensiune continuă. Nu este o inimă veselă, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Cele mai multe sinucideri au loc duminica seara. Cele mai multe stop cardiacuri au loc lunea dimineața. De ce? Pentru că nu știm să fim mulțumitori înaintea lui Dumnezeu. Spun, Doamne, îți mulțumesc pentru locul de muncă. Doamne, îți mulțumesc că Tu m-ai binecuvântat. Doamne, îți mulțumesc că dacă eu lucrez la firma cu tare, eu știu că Tu mă cunoști pe nume și eu știu că Tu ai vrut să fiu acolo. Doamne, dacă eu stau pe strada cu toare, e pentru că Tu, Doamne, din veșnicie mi-ai pus adresa aceasta pentru o perioadă pe vremea și nu suntem mulțumiți. Noi vrem altceva. Vrem altceva, ne dorim altceva. Și toate aceste lucruri, nemulțumirea aceasta în care trăim, nu fac altceva decât să aducă tulburare în suflet și tot felul de boli. Foarte multe boli apar în trupul nostru, în corpul nostru, datorită acestei stări pe care noi o trăim. Starea aceasta de nemulțumire aduce tulburare în lucrarea lui Dumnezeu. Doar vreau să amintesc Numeri capitolul 12. Atunci când Dumnezeu a pedepsit-o pe Maria cu lepră, a fost din cauza că a spus: dar ce, prin noi nu vorbește Domnul? Dar ce, nu numai prin Moise? Dar cine e Moise? Dar nu-i fratele nostru? Și Maria s-a fi gândit: eu l-am scos din sicriașul acela când a venit fata lui Faraon. Eu eram acolo, eu știam pe unde merge sicriul. Eu am vegheat, eu am chemat-o pe mama când a spus că mă duc să-ți aduc o doică. Adică eu, viața lui datorită mie și acum Moise să fie peste mine? Dar n-am fost eu aia care l-am... Și spune că a cârtit împotriva lui Dumnezeu. S-a nemulțumit că Dumnezeu l-a ales pe Moise să vorbească mai mult și să aibă o relație mai bună, conducător al lui Israel. Și spune că Dumnezeu s-a mâniat și slava Domnului a plecat de la cort. Dumnezeu a pedepsit-o cu lepră. Și apoi interveni Moise și Dumnezeu a iertat-o și a vindecat-o. Dar tot din cauza aceasta, a nemulțumirii. Dar ce numai prin Moise vorbește Domnul? Tulburare în lucrarea lui Dumnezeu. Și apoi aduce blestemul lui Dumnezeu. O inimă care nu știe să mulțumească, o inimă sau păcatul acesta al nemulțumirii aduce blestem și lipsă de discernământ. Vreau să citim Maleahii, capitolul 3, de la versetul 8 la versetul 10. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Spuneam mai devreme despre sistemul acesta lumesc care ne învață cum să obții anumite lucruri. Dacă vrei să le obții, șantaj, nemulțumire, bombăneală. Mai este un lucru pe care noi îl împrumutăm de la sistemul lumesc. Știți care este? Este: dacă vrei să ai, strânge tot pentru tine. Asta e sistemul lumesc. Spune că dacă vrei să ai, strânge tot pentru tine. Totul pentru tine. Iubirea de sine. Iubitorii de bani. Acum, eu nu vreau să
mă leg de portofelul sau buzunarul nimănui. Doar vreau să spun un lucru ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când evreii au încetat să aducă la templu zeciuielile și darurile de mâncare, crezând că se vor îmbogăți, spune Cuvântul lui Dumnezeu prin Maliahe așa, se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi? Și au zis, dar voi vă întrebați cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Versetul 9. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Versetul 10. Aduceți însă la casa visterii toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă dacă nu voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Asta e cuvântul lui Dumnezeu. Sistemul lumesc spune, strânge totul pentru tine, plăcerile tale, ai bani pentru tine. Auzi că cineva în necaz, muncească, Domnule, muncească. Tu i-am muncit, nu? Auzi că este nevoie la biserică pentru anumite cheltuieli. Nu mă interesează. Sunt cu stupoare, o spun lucrul acesta, și poate nu fac aluzie la nimeni. Dar mi s-a întâmplat de multe ori, frați care au plecat din biserica aceasta, mi-au cerut cerere de transfer. Și obișnuiesc să întreb, cum ți-ai îndeplinit datoriile de membru? Și printre alte lucruri întreb, ai trecut vreodată pe la caserie? Ți-ai îndeplinit? Asta e datoria membrului. Nu e mofta nimănui. Sunt frați care îmi spun, niciodată. Ai fost membru în biserica aceasta? Da. Ai avut parte de toate binecuvântările care au fost în biserica aceasta? Da. Ai participat vreodată? Ai dat ceva vreodată? Ca un membru, așa cum fac toți membrii din biserica aceasta? Sunt unii care îmi spun nu, niciodată. Alții înșeală și spun, dacă îmi dai cererea și nu-mi scrii pe ea, că eu oricum dau cererea. Cererea de membru noi o dăm la toți. Să nu creadă cineva că dacă cineva nu plătește, noi o dăm la toți. Doar că scriem la note lucrurile cum s-au comportat. A fost sau nu a fost un membru care și-a îndeplinit datoriile? Că așa e normal, nu? Dacă unul este stârgâncior și unul îndeplinește toate datoriile de membru, e și normal să scrie că a fost un membru care... Dar dacă unul nu a făcut. Eu nu scriu altceva. Unii spun, dacă îmi scrii când trebuie să mă căsătoresc, să fac... Promit că dau de nu știu când. Deși știu, eu îi spun întotdeauna, deși dacă minți, tu nu mă minți pe mine. Tu nu mă minți pe mine, că mie nu-mi dai nimic. Eu n-am nevoie nici de banii tăi și banii aceia nu iau eu. Tu-l minți pe Dumnezeu. Și sunt unii care au mințit. Eu le-am dat foaia aceea. Sunt alții care au spus, dar de ce? Fraților, omul care trăiește în nemulțumire, omul care strânge pentru el, trăiește în sistemul acesta lumesc. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 8 pe care l-am citit. Sunteți blestemați. Ori vrea cineva să fie blestemat? Eu îl întreb în această dimineață. Toți vrem să fim binecuvântați. Doamne ajută la aceasta. Amin? Dumnezeu să... Și spune cuvântul Dumnezeu. Puneți-mă la încercare. Omul care ne-e mulțumit întotdeauna va avea pentru el. Nu intră odată în casă un musafir, nu intră odată un oaspete. Nu-l vezi odată să facă nimic, că el totul pentru el o pierdere, el pierde. Dacă e ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru biserică, el pierde și n-are cum să piardă. Că în mintea lui sistemul acesta lumesc, el trebuie să câștige, el trebuie să adune, el trebuie să aibă. Spunea Eclesiastul, dacă Dumnezeu te binecuvântează și îți dă, ia-ți din binecuvântarea aceasta partea ta și restul? Împarte-ți pâinea, spune Eclesiastul, în 6 și în 7 și arunc-o pe ape. Noi nu îndemnăm pe nimeni la risipă. S-a vorbit de duminica trecută despre mulțirea pâinilor și dacă ați fost atenți, spunea Domnul Iisus Hristos, după ce au mâncat toți și s-au săturat, ce au făcut? Au strâns? Fărămiturile. Dar de ce se strângă fărămiturile? De ce trebuiau să strângă fărămiturile? Nu putea Domnul să facă, să mulțească, dacă tot o mulții și-o făcut, să spunem, 10.000 de pâini. Nu putea să facă 20.000 de pâini, doar tot una era, nu? Și să când pleacă de acolo fiecare să-i dea și o pâine pe drum să aibă. De ce i-a pus la strâns fărămiturile?
Pentru că Dumnezeu nu ne încurajează, nu încurajează niciodată risipă, să nu credeți lucrul acesta. Că Dumnezeu spune aruncați banii, nu asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem responsabili de fiecare ban sau de fiecare lucru care Dumnezeu ne-l dă. Amin? Suntem responsabili de el. Noi nu suntem încurajați să facem risipă, dar nici la zgârcenie nu suntem încurajați. Fraților, mă opresc aici, timpul a trecut. Vreau să spun doar atât, mulțumirea e o virtute pentru că, în primul rând, ea demonstrează că tu ai o încredere totală în Dumnezeu. Omul care mulțumește pentru toate lucrurile, cum spune Scriptura, versetele care le-am citit, este omul care demonstrează că are un caracter puternic. Aduceți-vă aminte de Iov. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul când s-au întâmplat toate lucrurile care s-au întâmplat, el așa a spus, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Și el când a spus lucrul acesta, fraților, cel puțin 10 sicrie avea în curte. Cel puțin 10 sicrie. Toată averea pe care o avuse el și îl făcuse cel mai influent om din zona respectivă, o pierduse. Și pe lângă toate acestea avea și un cancer de piele. Și după toate aceste lucruri, el a spus, dacă Domnul da, Domnul îl luat, numele Lui să fie binecuvântat. Și ce înseamnă aceasta, fraților? Era deprins, avea un caracter puternic. Era deprins cu mulțumirea. Mulțumirea nu e un rezultat al circumstanțelor. Acum e ok, mă sunt bine, mi s-a întâmplat, am avut o mărire de salariu, ce știu, am avut ceva și vai, așa-s de mulțumit, cum nu mai știu. Fraților, aceasta nu-i adevărata mulțumire. Adevărata mulțumire este aceea când eu aleg să mulțumesc lui Dumnezeu, indiferent care este starea prin care trec. Adevărata mulțumire este o luptă, este o deprindere, spune Apostolul Pavel. M-am deprins. Eu aleg să fiu mulțumit înaintea lui Dumnezeu, indiferent ce mi se întâmplă, indiferent ce analize mi iese, indiferent prin ce trec, indiferent ce... Absolut, când vine o amendă, când apare o problemă, că orice ce apare în viața mea, eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru că eu știu că toate lucrurile, spune Scriptura, lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cerul va fi un loc al mulțumirii. Tare mult mi-aș dori ca Biserica din Mansuie să fie un loc al mulțumirii. Familiile noastre să fie un loc al mulțumirii. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în Apocalipsa, capitolul 4, versetul 9, spune că cele patru făpturi vii mulțumesc lui Dumnezeu zi și noapte. Apocalipsa, capitolul 7, versetul 12. Toți îngerii, spune Scriptura, mulțumesc lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 11, versetul 17, spune că cei 24 de bătrâni mulțumesc lui Dumnezeu întotdeauna. Și toți aceștia, frați și surori, pentru ei n-a murit Hristos. Pentru ei n-a murit Hristos. Pentru noi a murit Hristos. Pentru noi și-a întâns mâinile pe calvară de bunăvoie. Pentru noi a curs sânge de Dumnezeu. Pentru noi. Noi care am făcut atâta rău, care am păcătuit, oare n-ar trebui să fim mai mulțumitori înainte al Dumnezeu? Doamne, binecuvintează-ne și ajută-ne să fim oameni ai mulțumirii. Amin.